Mă aflu pe Balta Colceag. Am venit de circa 30 de minute. Pe această baltă am încheiat pescuitul anul trecut. Este o baltă frumoasă, o baltă liniștită. Îți dă bonul fiscal și nu are treabă cu tine. După cum observați, mai sunt pescari. Am prins doi ciortani, o să vă arăt la ce dau. Ce mai târziu. Încă este rece apa. E greu de păcălit acum, dar să sperăm că vă pot arăta și niște ciortani puțin mai mari. Ea foarte greu. Ai voie să dai la 5%. Nu contează cantitatea de pește prins. Dar, mă repet, este foarte, foarte greu de prins. O să vă arăt, stați să vedem cum fac. Să vă arăt un drill în direct. Să cobor. A tras, nu știu ce pește e, dar e greu și cu telefonul și cu... Ciortele. O să cobor. Ce e să faci cu așa? Mă voi opri puțin și după ce-l scot. A reușit să-l scot. Îmi este foarte greu și cu telefonul și cu laseta. Din cauza asta a trebuit să las câteva secunde. Mi-l arăt imediat. Acesta este. Are în jur de 1 kg. Adică 1 kg și ceva, 1 kg jumate maxim. Acestea am zis că sunt mai mari. Dar asta este. O să vă arăt și cum abordez această partidă. După cum observați, am băgat o pufarină și în vârf am băgat un viermuș pentru a ridica de pe fundul apei. Trage foarte, foarte ușor, abia o mișcă. Nici nu-ți dai seama că e ciortan la greutatea asta, ar trebui să izbească bambina, dar apa fiind foarte rece, se joacă cu ea. Să vedem câți mai luăm în continuare. În momentul în care am scos ciortanul ăla, mai mi-a tras încă unul, am vrut să vi-l arăt și pe ăsta. Are în jur de un chestie ceva,
Asta e mai micuț. Uitați, aceștia sunt, putem, sunt frumoși. Niște trăsături, nu vă spun ce trăsături, abia o mișcă. Uitați-vă, totuși ar trebui să zboare bambina, dar abia o mișcă. Să vedem în continuare cât mai lung. Vremea este frumoasă. Iar mi-a venit ciortan, n-am mâncat, sigur. Niște trăsături. Nici nu-ți vine să crezi. Abia o mișcă. Am vedea. Poate e mai răsărit. Foarte greu de luat. Uitați, un kil și ce pare. O să întrerup pentru a coborî să le iau carcă, nu pot să le iau. Am mai luat o bucată din aur. A trecut paznicul și s-a uitat, a zis că mai bine dădeam la bonduielul și la pop-up-uri. L-a lăsat în pace. Este apa încă rece. Totuși suntem în martie pe data de 9. În această cauză abordez cu partida cu iermuși, cu râme. Și după cum ați observat, am saltat cu pufarină, să nu stea pe fundul apei. Nu mi-a venit niciun caras, aș fi vrut să arăt un caras. Să vedem, poate îmi vine. Caras foarte frumos am prins aici. Văd că acum nu mi-a venit decât ciortan. La și ciortan, sigur, m-am mâncat, sigur este băgat asta toamnă. Mai mi-a venit niște ciortan, am uitat să vă spun, mi-a venit un ciortan mic, îl arunc, dar am păstrat una sau două bucăți, îl voi arunca la sfârșit să vedeți, are 600-700 de grame, să vedeți ce toacă, ce dă în ea în permanență. V-a spus niște trăsături foarte, foarte ușoare. S-a făcut frumos, a ieșit soarele. După cum vedeți, sunt pescari. Să vedem în continuare ce fac. Înainte de a începe să strâng, o să vă arăt peștele prins astăzi. Ciortane. A tras foarte bine dimineața până a început vântul. Trăsături foarte, foarte ciudate. Încă apa este foarte rece. Aș fi vrut să mă fac niște forfacul cu monofilament. Poate. Uitați să vede în apă. Sau dacă făceam pe fir, pe monofilament nu mergea mai bine. Dar și așa am luat. Am luat pește, nu pot să zic că n-am luat. În decurs de câteva ore. Aolea! Imediat vă arată. Imediat vă arată peștele.
să-l punem pe iarbă. Așa că-l punem pe iarbă aici. Înainte de asta, uitați, foarte deșteaptă chestie, regulamentul. Interzis pescuitul din barcă și folosirea vaporașului, nu este permis pescuitul cu mai mult de 5 sete, nu există limită de cantitate de pește pescuit, pescuitul de noapte nu poate fi efectuat separat și numai dacă este cuplat cu cel de-a doua zi, pescarul poate fi însoțit de o singură persoană, fără a avea dreptul de a pescui, scăldatul strict interzis. Acesta este regulament foarte, dar așa a fost mereu pe... Stai să vorb, am prins, stai să vorb, ce am putut să fac? Trecu paznicul, dar vezi că... Uitați ce frumos sunt, uitați ce frumos sunt, sunt frumoși, sunt o frumusețe, mă așteptăm la... Acesta îl voi arunca. Am păstrat unul singur să vedeți ce a putut să-mi fac. E, vedeți și dumneavoastră diferența? Ăsta mă tocăne. Așa ceva, nu iau, îl voi arunca mai repede înapoi. Nu l-am băgat că moare din cauza asta. Îi eliberez în momentul în care prind, dar am vrut să vă arăt cei micuți. În jur de 5-600 de grame. În rest sunt frumoși. Dă-ne pășurile. Dă-ne pășurile noastre. Mă sunt de ciortan. Hai să vedeți cum o ia. Așa. Dar aici am un loc în care pot să cobor și să le dau drum. Dă-te aici. Aude ce-a smugit-o. Așa ceva nu luăm, e mult prea mic. Nu are ce să vă spun. Frumos. Vă doresc fir întins. Ne vedem mâine. Partida de astăzi a luat sfârșit. O să încep să strâng, dar înainte o să vă arăt și peștele prins. Acesta este regulamentul. Interzis pescuitul din barcă și folosirea vaporașilor. Nu este permis pescuitul cu mai mult de 5 sete. Nu există limite la cantitatea de pește pescuit. Și așa mai departe, folosirea grătă, scăldatul strict interzis. A fost peste foarte interesantă chestia. Stai să vorbesc și peștele langure din sac. Acesta este peștele prins astăzi. Am luat niște ciortani foarte frumoși. Am luat niște ciortani foarte, foarte frumoși, dar am luat și ciortani mii. L-am aruncat înapoi în apă, cât să zic are, în jur de 1,5 kg, 2 kg, uitați-vă și dumneavoastră. Ce bucăți am luat, 2, 4, 6, 8, 9 ciortani. 9 ciortani, cred că am mai scăpat încă 4-5. Acesta este peștele. Pește frumos. O partidă reușită, o partidă frumoasă. Vă doresc mult, ne vedem mâine.